În ciuda obstacolelor întâlnite, caravana medicală AUR merge mai departe și în 2024. Spitalul mobil AUR, reluându-și activitatea, începând cu data de 8 ianuarie, chiar în județul Hunedoara. AUR își dorește să debuteze în acest an cu această caravană medicală și eu aș fi vrut să încep cu niște precizări legate mai ales de titlu. Se numește Caravana Medicală AUR, vine în județul Hunedoara. Ce înseamnă că această caravană a mai străbătut și alte județe. Caravana Medicală AUR a străbătut până în acest moment 17 județe. Prin cabinetele medicale ale Spitalului Mobil AUR au trecut 1588 de pacienți. Pentru aceștia am oferit peste 25.000 de consultații. Au fost 7.317 seturi de analize medicale complete, 6.312 consultații cardiologice, 6.548 de consultații oftalmologice, 4.850 de ecografii și 713 consultații stomatologice. În tot acest timp am avut alături de noi 189 de medici prezenți. Totodată au mai fost 270 de asistenți medicali, 39 de specialiști în optometrie și 27 de studenți la medicină sau cursanți la școala de asistenți. Acesta este un proiect de suflet al nostru, al celor de la AUR, pentru că ne dorim să facem România bine. Ne dorim să o facem sănătoasă, pentru că avem nevoie de români sănătoși pentru a aduce prosperitate în țara noastră. Ne-am gândit să acoperim trei zone importante ale județului, și anume Țara Zarandului, Țara Hațegului și Lunca Mureșului. Prima oprire o vom face în perioada 8 la 9 ianuarie. Centrul locației va fi Râul de Mori, comuna Râul de Mori, unde am identificat locul de stabilire al taberei medicale, și de aici cu microbuze pe care le avem în dotare, mașini speciale, mașini de teren cu care să aducem oamenii la laboratoare în baza unui triaj bine efectuat de către specialiștii noștri. Fiecare se vor îndrepta către cabinetele la care se vor face obiectul acolo. Următoarea etapă va fi amplasarea taberei în comuna Vața, unde la fel, pentru toată Țara Zarandului, mașini puse la dispoziție și, la fel, actul medical va fi dus la îndeplinire de către colegii de acolo. Perioada este 10 la 11 ianuarie, iar ultima locație unde vom stabili tabăra este în comuna Hărău, în data 12-13. Prin intermediul caravanei medicale, AUR pune la dispoziția hunedorenilor din Țara Hațegului, Țara Zarandului și Lunca Mureșului o serie de servicii medicale gratuite. Vom avea pe tot parcursul acestei săptămâni prezenți medici, de la medici de medicină generală, medici specialiști cu oftalmologi, stomatologi, la fel, medici de laborator, asistente medicale vor fi prezente și ne vor sprijini pe cabinetele care avem. Vom avea în primul cabinet, care avem, este de medicină de familie, medicină internă și ecografie, având în dotare un EKG portabil, spirometru, monitor funcții vitale, defibrilator, aparat de măsurare a tensiunii, avem de asemenea trusă de urgență cu stetoscop, cu laringoscop, avem glucometru, de asemenea avem mini trusă de chirurgie. La fel, în cabinetul de ecograf, avem ecograful portabil și canapea de consultații. Al doilea cabinet este cel de oftalmologie, în care vom avea un biomicroscop oftalmologic, autocheratul, refractometru, se vor prescrie rețete și se vor da pacienților ochelari,
La fel se vor face recoltări în cabinetul de analize de laborator, efectuându-se de la analize de biochimie, analize uzuale, de la probe hepatice până la cele renale și hemoleucograma, timpul de efectuare fiind 8-12 minute, cu eliberarea maxim de rezultate în 15 minute va fi pacientul în posesia rezultatelor. De asemenea, în dotarea caravanei mai avem și un cabinet de stomatologie și pe tot acest parcurs vom face triajul pacienților în funcție de necesitățile fiecăruia. Beneficiarii proiectului sunt oameni de la sate care nu-și pot face analize medicale, lipsa banilor fiind motivul principal. Spitalul Mobil Aur s-a născut cu ajutorul oamenilor cu suflet bun și cu cel al voluntarilor, iar camioanele și aparatura de specialitate au fost achiziționate din banii de la bugetul de stat, conform legii pentru susținerea activității partidelor politice, iar Aur a donat această sumă pentru sănătatea românilor.